contextul astrologic al zilei vorbește despre tensiuni în relațiile cu ceilalți, despre o stare de irascibilitate pregnantă și multă imprevizibilitate în acțiuni. Suntem mai agitați, de aceea este de preferat să fim mai atenți la activitățile pe care le întreprindem și să facem un efort pentru a găsi echilibrul între noi și cei din jur. Berbec. Starea de nervozitate pe care o resimți astăzi din plin te poate face antipatic celorlalți. Ești pus pe harță și cu greu te abții de la critici. Încearcă să eviți abordările profesionale pentru că îți pot afecta funcția și imaginea și încearcă să fii mai îngăduitor cu partenerul de viață. Taur, te dedici cu spor activităților zilnice sau celor de la locul de muncă, fără a le resimți ca fiind obositoare sau stresante și asta îți animă starea de spirit. Reușești să înlături ușor tensiunile cu colegii și în cuplu să te reapropii de partener și să reaprinzi pasiunea. Gemeni, simți să te dedici doar acelor activități care îți fac plăcere și îți bucură sufletul, făcând abstracție de impunerile celorlalți. Iubirea capătă o altă vibrație și îți manifesti sentimentele cu curaj, iar dacă ești singur, flirtezi cu mai multă încredere. Rac, se întrevăd animozități în familie, în special cu părinții, dar și cu persoanele care reprezintă o autoritate în viața ta. În plan sentimental, poți fi nemulțumit de un context și poți pune punctul pe ei fără rețineri, ceea ce se poate dovedi benefic. Leu, astăzi este de preferat să eviți discuțiile în contradictoriu cu cei din jur, în special dacă sunt legate de ideologii și convingeri personale. Oricât te-ai abține de la replici acide, s-ar putea să-ți scape prea multă sinceritate și asta să-ți afecteze relația cu aceștia. Fecioară, astăzi nu este indicat să mergi pe încredere în acțiunile care vizează latura financiară. Cere ca totul să fie trecut în acte și să ai la bază un contract înainte de a face orice mișcare. Nu te bucura de câștiguri rapide și fii mai cumpătat în cheltuieli. Balanță. Azi va trebui să faci apel la toate rezervele de diplomație cu care ești înzestrat pentru a evita conflictele cu cei din jur. Dintr-o scânteie se poate aprinde un incendiu, așa că nu răspunde provocărilor. Scorpion, s-ar putea să fii mai agitat, mai stresat și mai neliniștit astăzi și să intri în fel și fel de contradicții cu colegii. Este în schimb o zi bună să renegociezi o condiție de salarizare sau o condiție de muncă. Săgetător, nu este exclus ca întocmai prietenii sau cei cu care desfășori activități comune să fie cei care îți vor întinde nervii la maximum și te vor face să ripostezi. Evită să te contrazici pe teme legate de mentalități și principii de viață. Capricorn, ți se cere mai multă atenție în dialogurile cu superiorii, în discursurile publice sau la onorarea unei funcții, pentru că există riscul de a degenera situația. În schimb, nativii care au afaceri și proiecte personale se pot bucura de beneficii și câștiguri. Vărsător, ați fi mai atent la ideile și viziunile pe care încearcă ceilalți să ți le inducă. Pune la îndoială valorile în baza cărora unii acționează și nu te lăsa păcălit de o falsă mărinimie. Ai ocazia să demaști interesele ascunse ale unor persoane cu care colaborezi într-o formă sau alta. Pești, este de preferat să eviți activitățile financiare care implică riscuri, mai ales dacă acestea vizează o investiție, o tranzacție, un credit, chiar și un împrumut prietenesc. Evită totodată să apelezi la economii personale și fonduri de rezervă ale unui proiect.